Bună și bine ați venit pe Tarotada. Dragă Taur, ai un mesaj urgent de la Univers pentru tine în acest moment și să vedem ce vrea Universul să-ți transmită acum. Un mesaj de la Univers venit în mod divin pe această cale pentru acest moment prezent. Fă schimbarea. Îți transmite Universul acum că ceva trebuie să schimbi în viața ta. Vedeți, aici este o domnișoară care știe că trebuie să-și tundă părul, știe că trebuie să facă o schimbare. Își spune adevărul, este sinceră cu ea și schimbarea trebuie făcută. Poate trebuie să ieși dintr-o stare de confort, dintr-o situație în care nu te mai regăsești, dar este zona ta de confort. Sabie. Fă schimbarea, această domnișoară își taie părul cu o sabie. Poate nu te iubești suficient, ți se transmite acum, este un mesaj venit în mod divin pentru Taur, să-ți tratezi corpul ca un palat ce este. Bucură-te de tine, de tot ce ești, așa cum ești și acceptă-te. Exact așa cum ești. Desenează din nou soarele pe cerul vieții tale. Este cartea numărul 11. Poate în acest moment ți se spune să te iubești, să te placi, să te accepți așa cum ești. Făcând acest lucru, atragi în viața ta sufletul tău pereche. Wow, ce mesaj frumos! Bună dimineața, dragă tau! Lumea te așteaptă, ridică-te și iubește-te! Ieși în lume așa frumos cum ești, pentru că te așteaptă aici o frumusețe. Universul ți-a pregătit un suflet pereche. Fă schimbarea. Nu mai sta să aștepți aici, ai așteptat prea mult. Bucură-te. Este cartea 13, 1 și cu 3, 1 și cu 2, cartea 12, 1 și cu 2 egal 3, în marea împărăteasă, împărăteasa. Bucură-te, împărăteasa se bucură, este mama pământ, este bucurie, este abundență, este fertilitate. Ți se spune să nu mai aștepți un alt moment, pentru că acum este momentul prielnic, să nu mai ceri aprobarea nimănui și să te reinventezi pe tine. Ridică-te, zâmbește, gătește-te și desenează, pictează soarele pe cerul vieții tale. Fă schimbarea. O energie foarte frumoasă pentru Taur, un mesaj divin pentru tine. Să faci o schimbare, să ieși din starea ta de confort și a ieșit în propria citire marele preot. Poate ai o credință greșită despre o relație, despre relații în general și odată ce ți-ai luat un angajament, chiar dacă nu mai funcționează acolo nimic, nu poți pleca pentru că ți-ai dat cuvântul. Mai gândește-te, revino, reflectează, pentru că aici ți se cere o schimbare. Trei de monede. Poate trebuie să schimbi ceva la locul tău de muncă. Poate trebuie să mergi să lucrezi într-o instituție și trebuie să faci pași în acest sens. Mesajul este reinventează-te. Nouă de monede. Dragilor, fiți bine cu voi, iubiți-vă și acceptați-vă, este mesajul de la Univers pentru voi, pentru că urmează ceva plăcut pentru voi. Mesajul pentru Taur este acceptul unei mari companii sau unei asociații care te vor primi cu lauri, cu mâinile deschise, cu brațele deschise, doar de tine depinde să faci această schimbare. Poate fi pe partea carierei aici. Mergi, te reinventezi, îți schimbi domeniul de activitate. Fă schimbarea pentru că aici ți se preconizează ceva frumos. Pajul de săbii. Fii atent la tot ceea ce este în jurul tău și nu pierde această oportunitate. Este un mesaj divin venit de la Univers. Prin această citire, lumea te așteaptă, ai ceva de oferit omenirii, oamenilor din jurul tău, comunității în care tu acționezi, activezi, trezește-te, trebuie să împărtășești ceva din ceea ce ești tu, o bucățică din tine, oferă-le celor din jurul tău și pictează aici visul tău, pe cerul vieții tale, tratează-te pe tine cu respect, cu demnitate, fii tu, pentru că aici cineva te așteaptă să împărtășești din cunoștințele tale. Fă
Este o energie foarte frumoasă pentru Tauri, un mesaj deosebit. Fă schimbarea pentru că aici ți se întrevede un viitor strălucit. Fii atent în jurul tău și vorbește puțin, ascultă. Aici este pajul de săbii. Ascultă pe toți cei din jurul tău ce au de spus. Poate aici ți se, într-o conversație oarecare, ți se aduce la cunoștință că este un post liber undeva într-o asociație, poate într-o instituție publică. Un post pe care de fapt tu ți l-ai dorit dintotdeauna. Vorbește puțin și cere mai multe sfaturi. Da, nu aici, nu v-a stresat nimeni, nu a pus nimeni presiune pe voi. Poate că nimeni nu știe de visul vostru, dar acum este momentul, este timpul divin pentru ca Universul să vă trimită tot ceea ce voi vă doriți. Ești suficient, ești bine acum, acum este momentul. Wow, ce mesaj frumos care se combină perfect cu mesajul anterior, în care ți se cere să te simți suficient, să te simți bine cu tine. Nu fă acum această schimbare brusc, dar gândește-te pe viitor, că de aici pleacă totul. Sunt următorii pași pe care poți să-i faci pentru a-ți îndeplini visul, pentru a-ți îndeplini targetul. Dacă nu poți azi, începe din această seară să te gândești, pentru că este important aici. Ai un vis pe parte materială, pe parte profesională, care ți se poate împlini în perioada următoare. Apropiată este un mesaj pentru astăzi, pentru acum, pentru momentul în care vezi această etalare. Familie. Familia te va susține. Poate aici o familie vrei să întemeiezi. Este un proiect de mare anvergură pe care vrei să, în care vrei să ai succes. Familia este aici un sfat foarte frumos. Dacă îți dorești familie, este momentul să pui bazele, să întâlnești persoana, să găsești persoana, dar pentru asta trebuie să faci o schimbare. O schimbare de atitudine, poate. Poate să mai ridici și tu ochii când ieși afară în lume, să vezi că există și oameni frumoși potriviți ție. Dacă nu este o familie, este o companie, este un mare grup, o mare comunitate în care tu te vei integra perfect, pentru că ești suficient și ai lumii ceva să îi relatezi. Ai ceva de spus, poate este în mediul online, poate faci coaching aici sau orice altceva. Universul îți transmite că lumea te așteaptă să cocheteze cu ideile tale, cu ceea ce ai tu să oferi acestei omeniri. Este foarte frumoasă energia și colaborare. Vedeți ce frumos se îmbină toate mesajele. Da, vei avea o colaborare de succes în următoarea perioadă. Fii atent, fii suficient, simte-te demn, suficient, meriți. Meriți ca acest lucru să se întâmple în acest moment în viața ta. Dacă până acum ai considerat că nu poți tu să atingi acest target, acest obiectiv, dragilor, lumea vă așteaptă. Universul vă transmite că este momentul acum. Pentru un suflet pereche, pentru o colaborare pe plan sentimental, pentru a-ți întemeia o familie sau pentru a lucra într-o instituție pe care tu ți-ai dorit-o dintotdeauna. Nu trebuie să mai aștepți nimic, nu trebuie să ceri aprobarea nimănui. Începe din această seară să creionezi planul tău, pentru că aici totul devine exact așa cum îți dorești tu. Relaxează-te și demarează, pentru că este foarte bine. Haideți să vedem și de aici o carte. Taur. Ieși din bârlogul tău. Ai stat aici înghețat, poate într-o solitudine, poate ai fost retras, poate ai ieșit dintr-o relație grea sau dintr-o companie unde ai muncit prea mult. Fă schimbarea și îndreaptă-te către visul tău, pentru că aici
ți se transmite că ești pe calea succesului, o legătură superbă, un grup de oameni pe care tu să-l împrospătezi cu ideile tale, cu aerul tău, cu cunoștințele tale, o familie pe care poți să-ți o întemeiezi, este aici un mesaj divin venit pentru Taur, să faci o schimbare în viața ta, să crezi în tine și să mergi la îndeplinirea visului tău. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!